Se lăsase așa o tăcere peste România, încât doar premierul și ministrul de interne au mai reușit să o spargă. PNL visează la pedepse de până la 7 ani de închisoare pentru tulburarea ordinii publice. Un murmur dezaprobator tot mai puternic începe să se audă dinspre Turcia, oamenii se întreabă ce fel de autorizații aveau clădirile care s-au prăbușit la cutremurele din această săptămână. Iar Ucraina vrea oficial avioane de luptă occidentale. E miercuri, 8 februarie. Ascultați știrile zilei de la Recorder. Liberalii plagiază din nou, PSD-ul acuză mai multe organizații civice. Un proiect anunțat de ministrul de interne, Lucian Bode, sporește semnificativ pedepsele pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Coinițiator ar fi chiar premierul Ciucă. Din propunere dispar amenzile, iar sancțiunile ar putea ajunge până la 5 ani de închisoare. Mai mult, în cazul în care faptele sunt comise de 2 sau de mai multe persoane, anii de pușcărie sporesc până la 7. Pe scurt, dacă un grup de oameni strigă hoții în fața guvernului, s-a întâmplat chiar săptămâna aceasta, ei riscă închisoarea pentru, citez, amenințări sau atingeri grave aduse demnității persoanelor. Ovidiu Voicu, director executiv al Centrului pentru Inovare Publică, spune că e aproape imposibil ca o astfel de idee să fie aplicată în Uniunea Europeană. Există mecanisme de control constituțional care sperăm să funcționeze în cele din urmă, respectiv o sesizare a avocatului poporului către Curtea Constituțională. Mai ales că a mai fost o tentativă similară în 2017 a doamnei Carmen Dandici, a guvernului PSD. Doar că atunci, iată, guvernul PSD în vremea domnului Dragnea a avut ceva mai mult bun simț, aș spune. A trimis doamna Carmen Dan propunerile către Ministerul Justiției și nu întâmplător. Este vorba de modificări la codul penal. Ministerul Justiției, funcționarii de acolo au analizat, au spus că nu se poate. Astăzi, domnul Bode și Ciucă, deci PNL, au trecut peste Ministerul Justiției. Pentru că vorbim de ministrul de interne și, potrivit acestuia, chiar de premier, vedeți cu adevărat posibil ca Parlamentul să li se opună? Cu siguranță este posibil și ca Parlamentul să li se opună. Acum, această alianță între PNL și PSD are momentele ei în care cei doi parteneri profită pentru a lua fața celuilalt, ca să mai exprim neacademic. E un moment bun pentru PSD să se arate a fi mai bun decât PNL. Și atât că ironic, am ajuns ca în această perioadă PSD să ceară mai multă transparență legată de legile educației, PSD să ceară miniștrilor mai multă integritate cu săgeția domnului Bode, pe ce să nu ceară PSD și mai multă transparență? În fond, atât timp cât are un partener ca PNL, PSD poate să arate un partid bun. Între timp, așa cum era de așteptat, Camera Deputaților a respins astăzi moțiunea simplă la adresa ministrului de interne. Universitatea Babeș-Bolyai a stabilit că teza de doctorat a lui Lucian Bode e rezultatul unui furt intelectual. O moțiune asemănătoare, cu aceeași soartă, fusese depusă și în sesiunea parlamentară precedentă. Tribunalul București a ridicat controlul judiciar instituit în cazul lui Victor Pițurcă, cercetat în dosarul achizițiilor de echipamente sanitare neconforme făcute de compania Romarm în pandemie. Decizia e definitivă. Afacerea, în care mai sunt implicați fiul fostului antrenor al Naționalei de Fotbal și directorul Romarm, Gabriel Țuțu, a produs bugetului o pagubă de aproape 2 milioane de euro. Victor Pițurcă e bănuit de cumpărare de influență. Pentru a doua oară în tot atâtea săptămâni, un minor a fost arestat preventiv pentru acte foarte grave de violență. În vârstă de 16 ani, băiatul a înjunghiat de 5 ori un alt tânăr de la liceul sportiv din Brăila. Victima a fost operată și se află acum în afara oricărui pericol. Săptămâna trecută, un licean de 15 ani din Bacău a fost și el arestat preventiv pentru că și-a agresat și umilit doi colegi în toaleta școlii. Sondaje recente arată că un elev din doi este victima actelor de amenințare, de umilire sau de violență fizică. Tamam! Ai! Tamam! Hai, dați caldă, mame! Muhammed!
Un copil de 3-4 ani, prins încă sub dărâmături, primește apă de băut din capacul unei sticle de plastic. Salvarea ulterioară a lui Mohamed, un băiat din Siria, e una dintre puținele vești bune ale acestor zile. Cutremurele de peste 7 grade Richter din Siria și Turcia au făcut cel puțin 11.000 de victime, iar acesta e în continuare doar un bilanț provizoriu. Ne gerekiyorsa her şeyi În cea de-a treia zi a operațiunilor de căutare și salvare, președintele Turciei, Recep Erdoğan, a vizitat una dintre zonele afectate de cutremure. Într-o țară condusă foarte autoritar de ani întregi, criticile la adresa puterii încep să se audă tot mai distinct. Oamenii reclamă încetinea echipelor locale de intervenție, dar și ușurința cu care se acordă autorizațiile de construcție. Cine a supraviețuit riscă să moară de foame sau de frig, a spus un locuitor din sudul Turciei. Cât despre România, Bucureștiul trimite o a doua echipă de salvatori în Turcia. Zeci de cetățeni români au fost deja repatriați, majoritatea la bordul unor avioane militare. Prefectul Bucureștiului, Toni Greblă, insistă că riscurile la care e supus orașul în cazul unui cutremur de peste 7 grade sunt prea ridicate. E nevoie, în opinia sa, ca mult mai multe clădiri vechi să fie reabilitate rapid. Însă, numeroase blocuri construite în anii 50-60 ar trebui mai degrabă să fie demolate, spune Toni Greblă. Singura excepție ar fi monumentele istorice. Prefectul Bucureștiului, într-un interviu pentru B1 TV. Trebuie făcută o balanță. Cât costă consolidarea, cât costă demolarea și construirea unui bloc nou. Și în funcție de aceasta trebuie luată o decizie. Cel puțin 2200 de clădiri din București sunt în pericol ridicat de prăbușire în cazul unui cutremur puternic. Numărul celor vulnerabile e însă, foarte probabil, mult mai ridicat. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a cerut avioane de luptă din partea Marii Britanii într-un discurs rostit în fața camerelor reunite ale Parlamentului de la Londra. Do everything possible and impossible to make the world provide us with modern planes. We have freedom. Give us wings to protect it. Zelensky a spus că le-a promis piloților ucrainieni că va face tot ceea ce stă în putere pentru a obține aparatele de care au nevoie. Aliații occidentale ai Ucrainei au sporit în ultimele luni livrările de armament greu, de rachete cu rază lungă de acțiune și de tancuri. Până acum însă, ei nu au trimis Kievului avioane moderne de luptă. Potrivit unui demnitar de rang înalt, citat de cotidianul The Guardian, Marea Britanie ia în serios această posibilitate. Combat aircrafts for Ukraine, wings for freedom. Volodymyr Zelensky s-a mai întâlnit și cu regele Charles la Palatul Buckingham. El e așteptat mâine în Bruxelles la o reuniune extraordinară a Consiliului European. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Dacă vi s-a părut că mâncarea livrată acasă sau la serviciu anul trecut s-a cam scumpit, nu vi s-a părut. Pizza și plăcintele s-au scumpit cu aproape 16% anul trecut în Europa. Așa indică datele strânse de Eurostat, Agenția de Statistică a Uniunii. Scumpirea cea mai abruptă a fost în Ungaria, 45%, în vreme ce România s-a menținut în media continentală. Deloc neașteptat, pe unul dintre ultimele locuri în clasamentul scumpirilor se află Italia. Superstar, campion pur sânge și statuie în viață. Basketbalistul american LeBron James a devenit cel mai bun marcator din istoria NBA. Cu 38.390 de puncte înscrise în peste 1.400 de meciuri, vedeta de la Los Angeles Lakers trece astfel de o altă legendă a sportului, Karim Abdul-Jabbar. Și mai interesant va fi să vedem cât de departe va ajunge, a reacționat acesta din urmă. LeBron joacă în NBA de 20 de sezoane.
Una caldă, una rece pentru Los Angeles, filarmonica din orașul californian, considerată una dintre cele mai curajoase și mai progresiste orchestre din lume, îl pierde în 2026 pe dirijorul venezuelan Gustavo Dudamel. El a acceptat o ofertă pe 5 ani a filarmonicii din New York, aflată de decenii bune în căutarea gloriei pe care i-o adusese odinioară Leonard Bernstein. Gustavo Dudamel e orice, numai un dirijor standard, nu. Îl poți găsi la meciuri de fotbal. Nu s-a simțit înjosit, ba dimpotrivă, să colaboreze cu Billie Eilish, una dintre vedetele pop ale momentului. A dirijat în treningul naționalei de fotbal Orchestra Națională de Tineret din Caracas și a insistat de-a lungul întregii cariere să le dea o șansă copiilor săraci și talentați. Muzica, după cum spune el, e un drept fundamental al omului. Cam greu să-l contrazici, mai ales dacă ai ocazia să-l asculți. Punem punct aici, ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!